Salutare povestitorilor! Bine ați revenit pe canal! Așa cum am promis, astăzi am să vă prezint puțin din, din testele pe care le-am făcut eu cu Sony A6100. Rămâneți aproape, o să vedem mai multe categorii de teste, să zic așa. Iar dacă credeți că aveți ceva de adăugat sau credeți că aș mai putea face și alte teste sau ați vrea și alte teste, am să vă rog să lăsați jos în secțiunea de comentarii doleanțele voastre. Eu o să le citesc și apoi am să revin cu informațiile pe care le-aș cerut dacă eu o să pot să fac acele teste. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Acest aparat îmi place că are un ecran tactil și rabatabil care se poate întoarce 180 de grade în sus, ceea ce conferă și posibilitatea să te filmezi sau să te fotografiezi singur. Deci, este bun și pentru partea de vlogging, în cazul în care v-ați gândit. Eu m-am gândit și pentru asta. Aparatul are în principiu butoane sau controlele standard unui aparat foto. În schimb, meniul acestuia este foarte vast, având 28 de pagini cu 5 opțiuni fiecare. Deci, în total, 140 de opțiuni dacă le calculăm. Multe, într-adevăr, și puțin timp, însă, se le pot folosi eu pe toate pentru acest video. Acest aparat mai prezintă și funcția de NFC, prin care poți apropia telefonul de lateralul aparatului și printr-o aplicație ce o instalezi pe telefon, îți poți descărca oriunde fotografiile și filmulețele înregistrate. Prezintă două porturi mini USB și un port pentru microfon, un slot pentru SD card și unul pentru bateria acestuia. Acest aparat poate înregistra Ultra HD 4K cu 30 FPS-uri și Full HD la 120 de FPS-uri. Are posibilitatea urmăririi și identificării ochilor, dar poate identifica și fețele oamenilor. Eu am făcut câteva teste pe noapte, dar și pe zi. Sunt două teste pe noapte făcute, și anume în lumină stradală, dar și în beznă. Am înregistrat de asemenea și sunetul cu ajutorul microfonului încorporat în această cameră, ca să puteți auzi sunetul real înregistrat de cameră. Am să vă las să urmăriți videourile ca să puteți înțelege cum poate filma această cameră în diverse medii. Vreau să mai adaug și faptul că aparatul poate înregistra și slow motion, ceea ce este destul de interesant. O să vedeți și câteva cadre în slow motion în ceea ce urmează. No, și cam așa se aude afară, suntem afară, bate și un pic vântul, probabil se aude pe la microfon. Am să încerc să dau și un zoom. Să filmez mai de aproape.
cât de aproape merge. Deci acum este la 16 mm, hai să mergem până la 50 de mm, care e maxim. Asta este maxim. Cum vedem, focusul, chiar dacă mișc, se focusează destul de repede pe subiect, încă nu ia foarte mult. Acum mă înregistrez pe timp de noapte. Cam așa se vede. Este foarte întuneric aici unde ies. Și cam așa se vede. Bucată din cer. În față este pădure. Și partea asta este lună. De pe cer. La partea de fotografie am încercat să redau cât mai multe detalii prin camera Sony Alpha 6100. Desigur, camera are incorporate o mulțime de opțiuni de fotografiere, așa că mi-am dat seama că nu le pot cuprinde repede înainte pe toate în acest video. Așa că m-am gândit să fac un video pe viitor separat legat de doar de partea aceasta. Ce spuneți? Am încercat de asemenea să trag și câteva rafale cu acest aparat. Poate trage 11 cadre pe secundă, în mod rafală. Am făcut un test și pe timp de noapte, în lumină stradală și s-a descurcat excelent. Voi ce spuneți? Ce părere aveți despre aceste cadre trase și despre aceste timelapse-uri care urmează imediat să le vizionați? Bateria te ține cam vreo 400 de fotografii sau cam 2 ore de filmat, conform producătorului. Poate puțin optimist, dar depinde și de mediul unde filmezi sau fotografiezi, pentru că și asta contează dacă e frig sau cald în acel mediu. Ca și timp de încărcare, bateria se încarcă 100% în aproximativ o oră jumătate, cam așa mi-a luat mie. Deci cel mai bine e să ai la tine încă o baterie gata de folosire. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe și apropo, acest video sau aceste cadre, cel puțin acela de la început și acesta de final, au fost înregistrat cu a Sony A6100. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vedem pe data viitoare. Ciao!